Acum, uitând puțin de această dezbatere și prezentare foarte focusată pe soluțiile de optimizare a gestiunii întreprinderii, nu trebuie să uităm de-a lungul tuturor prezentărilor și de-a lungul tuturor discuțiilor un singur lucru. Industria financiară a intrat într-o perioadă de contracție fără precedent istoric, în contracție și deleveraging sau de multiplicare, industria serviciilor financiare bancare are printre principalele obiective cost control. Și soluțiile de optimizare a gestiunii întreprinderii gândite către sectorul financiar la care eu fac referire mereu, trebuie să ne aducă rezultate și să ne îndeplinească speranțele pentru cost control și reajustarea costurilor și reorientarea costurilor.